Știu. 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 Bună ziua, domnilor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii ZF Live. Discutăm astăzi în prima parte a emisiunii noastre cu domnul Patrick Ciorcilă, directorul turneului de tenis Transilvania Open. Cum să faci un turneu de tenis, cum să faci un business din evenimente sportive. Salut, bine ai venit, Patrick, la ZF Live. Bună ziua și vă mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu aici. Iată, Patrick, stăteam de vorbă, cred că tot la o emisiune ZF Live, înainte să lansați voi Sports Festival, nu? Acum 2 ani sau 3 ani. Da. Și între timp, fenomenul a luat amploare. Ați plecat de la acel festival și ați intrat în lumea profesionistă. Vă bateți cu granzii, ca să spunem așa. Începeți să contați pe harta tenisului mondial. Cum a fost acest traseu? Iată, trageți linia, ați tras linie, deja s-a terminat în octombrie turneul vostru, Transilvania Open, 16 octombrie, mai mult de o lună de zile. Bănuiesc că deja încep pregătirile pentru celălalt, pentru la anul, ce va fi la anul. Dar până atunci, haideți să vedem cum a fost anul acesta, cum ați văzut voi anul acesta, 2022. Da, într-adevăr, deja avem un istoric, ca să zic așa. Anul viitor împlinim 5 ani de când suntem în industria aceasta de evenimente sportive, de când am început în 2018 cu primul nostru eveniment, cu Sports Festival, unde am, cum ai spus, am și colaborat, ne-am și văzut acolo. Deja pot să zic că avem o anumită experiență. Cred că și brandul nostru și numele nostru ca echipă contează acum în industrie și am reușit să facem niște lucruri frumoase până acum, dar cred că sper să fie doar începutul. Da, cum spuneați, am încheiat ediția aceasta, Transilvania Open, care a fost a doua ediție, va urma a treia în toamna anului viitor. Cu mare succes, a fost de fapt prima ediție cu spectatori în tribune, pentru că anul trecut am avut o ediție total atipică din cauza pandemiei, în care în ultima zi am avut porțile închise și a trebuit să ne bazăm strict pe telespectatorii din toată lumea la impactul turneului, așa că a fost o provocare nouă pentru noi să avem spectatori în tribune și a fost chiar mulți spectatori de-a lungul celor 9 zile de turneu. Da, am avut jucătoare de top, am avut foarte bune audiențe. Pot să spun ca și câteva cifre că în România audiența acumulată a depășit 1 milion de telespectatori, iar la nivel global, pentru că turneul se transmite în toată lumea pe platforme precum ESPN, DAZN, Sky Sports, Amazon în Marea Britanie, a depășit 14 milioane de telespectatori la nivel global. Pe social media am depășit undeva la 6-7 milioane de interacțiuni, de impressions cu fanii. Așa că turneul a fost foarte vizibil. Noi ne concentrăm întotdeauna foarte mult și pe oamenii care nu vin acolo în tribună, pentru că știm foarte bine că oamenii care pot veni sunt într-un număr limitat și atunci trebuie să cumva să ne lărgim orizontul și să mergem către cât mai mulți oameni și atunci partea de imagine, social media, televiziune este foarte importantă ca să promovăm până la urmă și orașul și regiunea și turneul în sine, peste tot. Practic, ediția din 2021, deși voi ați fost destul de nemulțumiți atunci, au fost tot felul de discuții, domnule, ne închideți chiar acum, cât bine facem orașului, dar pentru voi a fost un sacrificiu care și-a dat și a văzut roadele anul acesta, pentru că rămânând în piață, în condițiile acelea dificile, iată, nu ați făcut decât să antamați evenimentul de anul ăsta și succesul de anul acesta, practic. Da, cu siguranță, a contat foarte mult și anul trecut, deși am suferit din punct de vedere moral ca și echipă pentru ce s-a întâmplat, ne-am adunat și am zis că trebuie să iasă o ediție ca la carte, indiferent că sunt sau nu spectator, pentru că până la urmă asta este o investiție în turneu, o investiție în imaginea noastră ca echipă și în ceea ce putem să facem și asta
cum ați spus, a dat roade, pentru că impactul a fost extraordinar, chiar dacă oamenii n-au fost acolo, cu atât mai mult dorința de a veni anul viitor a crescut, pentru că n-au putut fi. Așa că noi n-am făcut rabat la niciun aspect al turneului. Chiar pot să spun că la finalul anului, așa ca un insight, există așa numitele WTA Awards, în care fiecare categorie de turnee, 250, 500, 1000, are parte de voturi din partea jucătoarelor și se votează cel mai bun turneu din fiecare categorie. Noi anul trecut am ieșit pe locul 2 la 4 voturi distanță de a câștiga, iar în acest an, în decembrie, se vor anunța câștigătoarele și sperăm, și am zis de la început că țelul nostru este, ar fi un vis să câștigăm Best 250 of the Year, cel mai bun turneu din lume. Așa că eu sper că vom face asta, pentru că am făcut tot ce a ținut de noi. Descrie-ne puțin, Patrick, lumea aceasta a organizării turneelor de tenis. Este, adică e ca o piramidă, așa, sunt foarte multe turnee de 200, mai jos de 250 există, sau cum, că voi ați mai avut un turneu Winners, nu? Înainte. Da, care Winners Open, care a fost aceeași categorie, tot WTA 250, okay. Dar a fost un turneu care s-a ținut, diferența a fost că a fost un turneu care s-a ținut în aer liber, pe zgură, da, în sezonul de vară. Acesta este un turneu care se ține indoor în sezonul de toamnă. Diferența este mare, pentru că turneele din sezonul indoor, practic luna octombrie, sunt cele mai căutate de jucătoare, pentru că este final de sezon. Unele jucătoare se bat pentru turneul campionelor, pentru ultimele puncte, și altele se bat pentru punctele care le permit accederea la Australian Open, care se întâmplă în ianuarie. Practic, sunt ultima lor șansă. De aceea turneele din indoor din toamnă sunt mult mai căutate decât turneele de vară. De aceea am și ales să păstrăm acest turneu, Transylvania Open, și nu Winners Open, ca să-l transformăm într-o tradiție, pentru că momentan piața din România nu duce, adică noi nu duce și nu este oportun să organizăm două turnee într-un an, pentru că bugetul este mult prea mare, canibalizăm puțin impactul și atunci mai bine ne concentrăm pe un turneu și să-l facem absolut de top. Da. Iar la cum am spus, în legătură cu cum este structurat circuitul, există așa numitele turnee Futures și Challenger, care sunt turneele de început, acelea sunt când încep, când sunt jucătoarele mai tinere. Urmează turneele de 60-80 de mii de dolari, care sunt turnee ITF, practic sunt sub cele de WTA, iar cele de WTA sunt cele de la categoria 125. Ce înseamnă 125, 250, 500? Înseamnă punctele pe care câștigătoarea le câștigă dacă câștigă turneul. Deci numai o secundă, numai câștigătoarea ia punctele. Locul 2-3 nu ia. Nu iau. Ba da, fiecare jucător ia puncte, dar proporțional cu turul în care l-a... Ok. Deci e vârful. Atât ia top. Ok. Exact. Primul tur ia un punct, deși așa mai departe. Am înțeles. Dar important e că cine câștigă ia 250, exact, sau 500. Ok. Exact. Deci practic pleacă de la 125, turneul nostru care este 250, și mai există turneele de 500 și 1000. Cele de 1000 sunt cele doar 9 în lume, în care sunt Roma, Madrid și așa mai departe, care în România nu o să existe probabil niciodată asemenea turnee, și turneele de Grand Slam. Noi momentan suntem la categoria de 250, dar țintim foarte tare și ne dorim să reușim să facem un upgrade la un turneu WTA 500, poate chiar anul viitor. Lucrăm din greu la treaba asta. Diferențele sunt majore, pentru că în primul rând, unde este diferența, este la buget. Pentru că un turneu de WTA 250 are un buget total undeva la, anul acesta am fost undeva la 1,5 milioane de euro, din care... Unde se face diferența? Prize money-ul, adică premiile pe care tu le acorzi jucătorilor, premiile totale, la un WTA 250 sunt undeva la 275.000, premiile totale. La un turneu WTA 500 sunt 850.000. Adică, oh, practic, din start am avea un plus de 600.000 doar premiile pe care le acordăm jucătorilor, plus cheltuielile operaționale extra, care înseamnă unul sau două terenuri în plus, celebru Hawkeye, care este proba video, cum ar veni la fotbal, și mai multe condiții pentru jucătoare la hoteluri și așa mai departe. Deci undeva la 800.000 de euro ne-ar costa un turneu care să-l facem upgrade. Dar
Partea bună este că avem o imagine foarte bună în circuitul WTA, ei doresc să ne acorde șansa asta. Avem la Cluj toate condițiile, infrastructură și așa mai departe, susținere din partea autorităților locale. Chiar dacă turneul este 100% din fonduri private, important ca autoritățile să fie deschise, să fie lângă tine, să te susțină și așa mai departe. Deci cumva ăsta este țelul nostru pentru anul viitor, să reușim să ducem turneul la un nivel mai sus, dar nu e nimic garantat, trebuie să vedem dacă era realist. Dacă turnee de 1000 sunt 9, din coace de 250, unde sunteți voi acum, cam câte sunt? Sunt undeva la, dacă nu mă înșel, 25 în circuit, iar cele 25. De 500, cele de 500 sunt undeva la 18. 18. Acum. Deci așa e piramida, să spunem. 25, 18, 9 și cele 4. Exact. Păi, domnule, nu, totuși mi se pare că sunt puține și 25, adică sunteți deja undeva sus, ca să spunem așa. Deja de la turneul 250 în sus putem vorbi despre elita tenisului, pentru că practic noi avem la un turneu de acest gen anul trecut, de exemplu, am avut o finală care putea să fie oricând finala unui turneu de Grand Slam. Simona Halep cu Anett Kontaveit, care Simona era top 10, Anett Kontaveit era locul 9. Da. Am avut-o pe Emma Raducanu, care venise după US Open și anul acesta la fel. Adică cumva deja vorbim despre cele mai de top jucători din lume, care pot să participe. Da, da. Dacă pe undeva noi suntem, voi ați venit și ați acoperit o treabă care trebuia să se întâmple. Cineva trebuia să o facă, pentru că pe de o parte noi avem jucătoare în elita mondială, adică avem în top 100, nu știu câte mai avem, dar tot timpul aveam 5, 6, 5 7, sau 6 acum. 5 sau 6, adică noi ca PIB nu suntem în lume cât are tenisul pondere în top 100 mondial și voi ați echilibrat această chestiune, iată, avem jucătoare, avem și un turneu. Clar, și chiar suntem printre cele mai performante națiuni din lume la acest lucru, cred că locul 2 sau 3 în lume la câte jucători avem în top 100 și cum spuneați e un paradox, pentru că până la urmă în România nu se investește, dacă e să fim realiști și corecți, nu se investește în performanță, jucătoarele toate sunt pe cont propriu, comparativ cu alte țări unde li se achită diverse cheltuieli, li se acordă antrenori și așa mai departe, ele aici sunt 100% pe cont propriu și atunci e cu atât mai mult un paradox că avem atâtea jucătoare în top. Iar noi de unde am plecat ne-am gândit că e incredibil să ai atâtea jucătoare în top și ele să călătorească în absolut toată lumea și să n-ai un turneu o săptămână pe an care să aibă ele șansa să joace lângă fanii lor. Pentru că știm că de când cu Simona Halep audiențele au crescut la tenis, este un sport care, mai ales tenisul feminin, este un sport care atrage foarte mult, așa că era păcat să nu avem oportunitatea asta. Și într-adevăr am intrat pe o nișă, în general nișa de business în sport și nișa de sport este mult prea puțin exploatată în România. De ce? Pentru că, în general, sportul nu este o miză, pentru că e mai mult sunt mai mult proiecte sociale, oamenii merg către domeniile unde banii sunt mult mai mulți, nu știu, entertainment, muzică, alte domenii și fug de sport. Pentru că în sport sunt investiții mari, durează foarte mult să convingi oamenii să învețe, să educi, durează mult să convingi companiile, partea de corporate, să investească, așa că da, ne-am asumat anumite riscuri că am intrat pe această zonă, dar cred eu că și era foarte mult loc și practic este și o oportunitate mare de a, unul la mână, de a dezvolta partea asta de sport, că asta ne dorim, să dezvoltăm partea de sport în România, pentru că suntem printre codașii Europei la partea de practicarea sportului în masă, toate studiile o arată, și doi la mână, bineînțeles, de ce nu timp să devină și un business. Pe de altă parte, iată, din cunoștință din, domnule, îmi spune un tată unei fetițe care practică tenisul cât de cât mai sus. Domnule, abia au făcut un turneu aici, au strâns 15-20 de mii, 25 de mii de euro. Cum spui tu? De ce? Bine, voi v-ați dus undeva sus. Dar turneile astea e încă o lipsă de comunicare între lumea sportului și lumea business-ului,
Companiile mai degrabă vin să sponsorizeze tot felul de evenimente, conferințe și așa mai departe. Cum facem noi? Că eu mă gândeam, stai domnule, păi dar noi facem o conferință, dacă o inventăm acum un PowerPoint, un concept, un hotel și facem o conferință. Adică trebuie să voi veți fi o inspirație și pentru organizatorii de turnee mai mici în țară, că prin aceste turnee mai mici în diverse în orașe mai mici, mai mari din România, vor fi atrași copiii, vor fi tineri, juniorii spre performanță. Da, cu siguranță. Și ca, cum spuneați, de când am organizat noi Winners Open în prima ediție de turneu WTA, au mai apărut turneul de la Iași, de WTA 125, turneul de la București organizat de domnul Țiriac, tot așa de 125. Așa că, practic, am dat un semnal că se poate că există interes și așa mai departe. Da, într-adevăr, este o mare provocare partea de corporate, să convingi companiile. La început, țin minte, în 2018, când mergeam la diverse prezentări, de la companii de retail, la companii de, nu știu, din toate domeniile care există, nu doar de sport, companii mari, dura foarte mult timp să le explicăm ce vrem să facem, de ce vrem să facem asta, cum arată proiectul. Le era greu să înțeleagă ce, ok, faceți un festival de sport, ce înseamnă asta, ei erau obișnuiți cu evenimente de, cum ziceam, de entertainment, muzică, film și așa mai departe. Dar pot să spun că trendul este pozitiv, pentru că de când cu pandemia oamenii și-au dat seama că mișcarea și sportul este crucial în viața noastră. Pentru că în pandemie ce am făcut? Am fost ținuți în același loc, cumva n-am putut să facem mișcare. Și-au dat seama mulți că oameni, că dacă nu faci mișcare și ai o problemă de sănătate, poți să ai probleme mult mai mari. Și implicit companiile au început să investească foarte mult în conștientizarea asta de sport, de viață sănătoasă. Deja se practică asta și în partea de HR la companii, nu știu, diverse activități de sport și așa mai departe. Deci de când cu pandemia pot să zic că deschiderea lor este mult mai mare și bineînțeles că odată ce ai un istoric și ai arătat că poți să faci lucruri frumoase și că ce faci tu are un impact, partenerii noștri sunt mult mai deschiși cu noi, dar durează mai mult timp să-i educăm, dar să-i familiarizăm cu industria sportului. Prin puterea exemplului va fi, cred că, cel mai important. Dacă ne întoarcem la organizarea turneului, deci financiar vorbind, 1,5 milioane de euro a fost bugetul. Da. Cât v-ați acoperi și cum se acoperă un astfel de turneu? Bilete, sponsori, cum ați fost? Cum ați închis? Da, procentual, practic în România sunt două aspecte, sponsorship-ul, adică partenerii și sponsorii, și biletele, cum ziceați. În alte țări există și componenta de drepturi TV. Noi, ca un insight, așa, tu când iei un turneu, tu ca organizator, tu trebuie să fie să cumperi, fie să închiriezi pe termen limitat de timp o licență. Tu, în momentul când iei licența de la una dintre, sunt trei companii mari în lume care dețin aceste licențe, sunt niște giganți, tu când închiriezi sau cumperi această licență, nu ai drepturi, nu preiei și drepturile internaționale, adică tu ai doar drepturile domestice în țara ta de a vinde aceste drepturi. Deci noi putem să monetizăm doar drepturile TV în România, nu și în toată lumea. Drepturile internaționale sunt ale deținătorului de licență. Banii din drepturi TV sunt extrem de marginale, există, dar sunt nesemnificativi. Deci practic noi ne focusăm pe sponsorship și pe bilete, undeva la 80% pot să spun că ar fi parte de sponsorizări și 20% parte de bilete, pentru că în România, bineînțeles, știm că nu poți să vinzi bilete ca și în vest, mă refer la prețuri. Publicul românesc este mult învățat și cu invitații și așa mai departe. Deci noi ne concentrăm în principal pe partea de sponsor și pentru o lume ideală ar trebui ca biletele să-ți fie cumva un bonus, profitul tău, dar rar se întâmplă așa ceva.
Deci, da, bineînțeles că noi depindem mult și de cum merge pe piața, pentru că dacă există diverse provocări în piață, de acum cum există acum geopolitice și așa mai departe, impactează foarte mult și bugetele de marketing la toate companiile cu care discutăm, bineînțeles. Așa că ne așteptăm și în 2023 să avem provocări pe zona aceasta, dar pe de altă parte avem avantajul din spate că avem acest istoric, că am arătat cât de bine putem organiza turnee, am arătat că generează interes. Am avut anul trecut, spre exemplu, Casa Regală în vizită la turneu, ceea ce a fost o mare onoare pentru noi. Deci eu cred că avem perspective foarte bune și dacă vom reuși să facem și acest upgrade la un turneu de 500, va fi ceva incredibil, pentru că este prima dată în istoria României când am avea un turneu de nivel 500. Spune că așteptați votul pentru turneu de la jucătoare, nu? Ce contează pentru jucătoare? Adică cum la ce puncte sunteți voi atenți astfel încât satisfacția lor să fie cât mai mare când pleacă de aici, chiar dacă poate pierd? Da, e important, bineînțeles că e important și ce fac ele în turneu, dar experiența este foarte importantă. În momentul când călătorești, vorbim despre persoane care călătoresc 10 luni din 12, avioane, hoteluri și așa mai departe, în toată lumea, experiența pe care o ai la turneu contează foarte mult. Noi aici, e primul nostru obiectiv întotdeauna, pe primul plan sunt jucătoarele și apoi restul, adică apoi sunt spectatorii și apoi sunt toată lumea. Deci jucătoarele trebuie să se simtă perfect aici. Și vorbim aici de experiența lor de când ajung pe aeroport, primul lucru. Am avut și șansa de a avea partener și anul acesta și anul viitor vom avea partener auto pe Porsche și am avut o experiență senzațională în care au fost fetele aduse cu aceste mașini. De la pleca la aeroport până la partea de hotel, aici am avut un mare avantaj pentru că cu hotelul Radisson Blue deschis nou, practic hotelul este peste drum de sală, adică nici n-au avut nevoie de mașini fetele, în mijlocul parcului, hotel de 5 stele, deci aici a fost un mare plus pe partea de experiență. Și ulterior, bineînțeles, de la oamenii pe care i-am implicat voluntar, am avut oameni special care erau doar pentru jucătoare, pe WhatsApp cu ele, să, indiferent ce aveau nevoie, să le ajute. Am avut experiențe și în afara terenului, practic am avut, de exemplu, o vizită la Muzeul Etnografic din Cluj, le-am organizat diverse experiențe la Salina Turda, ca să vadă și, și regiunea. Probabil dacă au gustat și un colțuraș de la cu brânză sau cum se numește ăla, dar cu, da, pâine cu sare le-am dat, cu varză, cu varză, ce aveți voi, gogoașa aia cu varză, cum se numește? Langoș. Așa, cu varză e clar, vă pun 5 stele acolo fetele, nu? Da, deci experiența lui contează foarte mult. Terenurile de joc sunt, bineînțeles, importante. E obiectul muncii, ca să zic așa, care noi am investit mult în două terenuri noi aduse din Polonia, la prima utilizare le-am avut în acest an. Deci cumva n-am făcut rabat la absolut nimic, de asta cred că avem șanse realiste de a câștiga și ar fi un lucru incredibil. Deci pentru terenurile le-ați cumpărat, acum le folosiți în fiecare an, nu? Sau? Practic, terenurile de fapt sunt de unică folosință, pentru că de unică folosință. Structura de dedesubt, care este un lemn special, iar suprafața, practic vopseaua, este de unică folosință. Aha. Și se achită de fiecare dată, la fiecare reutilizare. Aha. Și ați și vorbim separat, înțeleg, nu? Sala, astfel da, că să creați două arene. Da, sala polivalentă care are 8500 de locuri, în mod normal are în cap pe un teren și ocupă toată sala. Noi am luat sala, să zicem, am pus două terenuri invers, practic, cu un drapaj antifonic între terenuri și de fapt s-au transformat în două săli, total independente. Și era incredibil că la distanțe de 3-4 metri nu se auzea absolut nimic. Jucam două meciuri simultan și sunetul era inexistent. Noi am investit și am făcut această investiție în acest drapaj care a costat foarte mult, dar care, bineînțeles, se poate reutiliza și este extrem de util, pentru că altfel ar fi trebuit să folosim și cealaltă sală a sporturilor din Cluj, ceea ce însemnau și alte costuri și însemnau și să blocăm activitatea tuturor cluburilor sportive din oraș. Da. Acum, dacă ar fi să treceți mai sus, vă mai trebuie un teren, două, nu? Sau cum?
Da, dar partea bună este că trebuie terenuri de antrenament în plus, nu terenuri de joc. Practic, terenuri de joc, suntem două terenuri, sunt suficiente. Asta este marele avantaj, pentru că standard, ca și standard, de noi, de fapt, acum suntem un turneu de 500. În afară de încă un teren în plus și Hawkeye-ul, acest challenge video, noi avem îndeplinim absolut toate condițiile. Deci, de aceea noi și vrem să facem acest upgrade, pentru că simțim că putem, unul la mână din punct de vedere al infrastructurii și doi la mână pentru că echipa este foarte bine închegată, oamenii sunt extrem de experimentați și credem că dacă nu facem asta, nu ne atingem adevăratul nostru potențial. Vrem să mergem cât de sus putem. Ca să vă duceți să dublați bugetul, practic trebuie să convingeți sponsori. Ce le puteți Da. oferi sponsorilor dublu față de ce ați oferit anterior? Da, diferențele sunt majore oricum, într-adevăr, între 250 și 500, dar sunt majore și din punct de vedere al expunerii. Pentru că un turneu de 500, ca să vă dau așa un exemplu, îți garantează undeva la 3, 4, poate chiar 5 jucătoare din top 10. Adică vorbim, probabil că ultima jucătoare clasată pe un tablou principal la un turneu de 500 ar fi locul 40. Deci vorbim despre jucătoare de top of the top în lume. Asta ce înseamnă? Înseamnă audiențe mai mari la nivel național și global, înseamnă mult mai multe televiziuni care te vor prelua în lume, pentru că depinde și cine joacă și din ce țări joacă. Deci fiecare pachet de sponsorizare este mult mai valoros, pentru că dacă și noi comparăm aceste pachete de sponsorizare cu un buget investit de o companie într-un buget media, practic. Adică dacă tu vrei să apar la televizor timp de 9 zile, câte 8-9 ore pe zi, putem face un calcul să ne imaginăm doar cât ar costa la nivel, nu numai în România, la nivel global. Noi mergem mult și pe companii multinaționale care știm că au acest interes de a se promova în toată lumea și în diverse piețe, dar și la companiile naționale, care unul la mână o fac pentru transmisia națională, dar și pentru brand awareness și pentru mândria de a fi acolo până la urmă la un eveniment de top internațional. Acum, practic, voi vă puteți gândi să vă duceți și la companii multinaționale care nu sunt neapărat prezente în România, nu? Care Corect, da. au să le abordați. Sigur, da, pentru că nu neapărat interesează să fie prezenți fizic aici. Adică pur și simplu dacă au o sigla acolo și ei sunt pe piața din China, Da, ei se da. văd în toată lumea. Asta Dacă este și voi le demonstrați că veți atinge un share în China de Corect. atât pe targetul respectiv, puteți să decideți. Deci voi acum trebuie să aveți echipe internaționale de vânzări care să priceapă marketingul global, practic. Bineînțeles, și facem asta deja, lucrăm cu o companie din UK foarte cunoscută pe partea de monitorizare, adică fiecare partener a primit după acest turneu monitorizare de presă și monitorizarea TV globală, adică cu average per money invested, pe audiențe, de cât de ori s-a văzut sigla, adică vorbim despre o analiză foarte elaborată pe care acest partener a avut și toți au fost extrem de încântați, pentru că până la urmă poți arate managementului care a fost return-ul investiției și este extrem de important să ca acei bani să partenerul să simtă că au fost bine investiți până la urmă, pentru că până la urmă trebuie să existe să fie un win-win asta. Noi, de aceea și numim partener, noi numim sponsor, pentru că noi vedem win-win în toată colaborarea aceasta. Winners. Win-win for winners. Bine. Da. Vezi un business aici? Pentru că, uite, mă uit, iată ce e în Qatar, nu? Vedem o nebunie. Deci, în ultimii 10-20 de ani, deja nu mai e sport, e business. Știi, și noi avem pagina de business sportiv. Iată, de anul ăsta avem o pagină în care vorbim numai de intersecția asta între business și sport. Iată, Bitdefender. A venit compania românească, nu? La Formula 1, echipa Ferrari. Deci, probabil. Da. Deci, vedem, voi sunteți acum în mijlocul unei, ca să spunem așa, unuia din zonele cele mai dinamice din nu numai în România, în lume, când vorbim de business-ul în sport. Și da, și vorbim, cum a zis, și de exemplu Qatar și citesc foarte mult și de partea de sponsor și în Qatar și cum investesc companiile acolo și cum se activează, practic. A fost și acel scandal cu în ultimul moment cu lipsa vânzării
de bere și am văzut că Budweiser, care era sponsor principal, a cerut o reducere substanțială de sponsorship acolo pentru că se pregătiseră cu stocuri foarte mari. Dar, adevăr, noi suntem într-un mijlocul unui, cum ai zis, într-un lume dinamic acum, mai ales în ultimii ani, dar în afara României deja există o mare tradiție de business de sport. Există acest, de exemplu, latura de sport management, care manageriez de la fotbaliști, tenismeni și așa mai departe, la cluburi, la sponsorship și așa mai departe. Deci în România este o piață destul de neexploatată, de aceea am și văzut această oportunitate, dar trebuie să mergem să ne uităm mai mult decât România și să încercăm să luăm exemplele de afară, pentru că există și companiile investesc sume absolut exorbitante în partea de sport. De ce? Pentru că sportul, ca și muzica, este domeniul care atrage oamenii indiferent de vârstă, de target, de ocupație și așa mai departe. Deci tu poți să strângi prin fotbal și prin alte sporturi mase de oameni foarte mari și atenția este extrem de mare pe partea de sport. Și bineînțeles și pentru că este un proiect social, adică cine investește în sport investește în ceva clean, investește în educație, investește în prevenție. Deci au companiile toate motivele să se alăture părții sportive. Și cum la răspunsul la întrebare este da, văd un viitor. Văd și un business pe partea asta, dar durează, pentru că uite, avem 5 ani de când ne luptăm să arătăm și să dezvoltăm latura asta și eu cred că vor mai dura ceva ani, pentru că, din păcate, în România partea de minister, federație ar trebui să se implice mult mai mult și uite că venim noi privații să facem... Da. Deci să înțeleg că încă sunteți pe minus, așa, dar pe viitor... Puteți să ajungeți pozitiv, nu? Dacă da. Cum? Siguranță, lucrurile arată promițător. Bineînțeles că au fost foarte multe investiții în primii ani. Acum am reușit să ne echilibrăm într-un final, dar au trecut 5 ani. Adică, cu siguranță, în viitor trebuie să vedem și cum putem să creștem, să, bineînțeles, să și câștigăm din acest lucru, pentru că avem oameni foarte valoroși, muncim foarte mult, cum a zis, e muncă de un an de zile, adică un eveniment de 4 zile sau de 9 zile se muncește în 6 luni, 8 luni de zile, practic. Noi deja am început, muncim în tandem, așa și la Sports Festival, care va fi în 1-4 iunie, și la Transylvania Open în octombrie, deodată. Cum am terminat cu turneul, a trebuit să lucrăm, pentru că nu putem sta pe loc. Companiile își fac planurile, își fac bugetele, deci da, de multe ori n-ai timp să respiri cum vrei. Bine, profitul fără îndoială că va veni, pentru că toate lucrurile converg în această direcție și vedem exemple, nu? Turneul de la Madrid nu a fost vândut. Când a fost vândut? Cu câteva sute de milioane. Adică sunt valori. Ele, când încep să se așeze în piață, sunt motoare moriși de făcut bani până la urmă, după 5, 6 ani, 7 ani, 10 ani. Cred că tradiția e cea mai importantă, să cu fiecare ediție duci și mai mult noi. Unde ar trebui să ajungem ar fi ca, și o parte deja există, dar trebuie să crească, oamenii să-și plănuiască acest, de exemplu, la Madrid. La Madrid oamenii știu că turneul are loc în aprilie, își plănuiesc, așa își plănuiesc concediile, așa își plănuiesc biletele de avion, vreau să merg la turneul de la Madrid. Nu vreau să merg la Madrid ca să-l văd pe Nadal. Eu vreau să merg la Madrid la turneu. Așa vrem și noi să ajungem, oamenii să știe când e Transylvania Open, să știe când e Sports Festival și atât de mare încredere să aibă că noi livrăm ceva de top, încât să-și bucuiască lucrurile, să-și zic, bă, eu vin la eveniment, nu știu exact cine va veni să joace sau nu știu exact ce vor organiza echipa de la Cluj ca și main event, dar știu sigur că va fi ceva de top, acolo trebuie să ajungem, adică... Și încet, încet suntem acolo, a trecut ceva timp și pandemia, trebuie să nu uităm că 2 ani de zile am fost puși pe loc. Deci practic, eu zic 5 ani, dar practic sunt de fapt cam 3 realist. Am progresat foarte mult și cred că putem să dezvoltăm mult latura asta de sport în general. Adică vrem ca peste an să zicem că am avut un cuvânt greu de spus în practicarea sportului din România și oamenii să fie cât mai sănătoși, cât mai, să se miște cât mai mult. Asta e obiectivul de bază, de unde am plecat de fapt. Puteți să rămâneți cu hard la 500, nu? Adică sunt... Da.
Deci obiectivul este să rămânem un turneu de 500 indoor hard în aceeași perioadă anului, pentru că e cea mai căutată perioadă. Acum avem și anumite oportunități, pentru că există această incertitudine cu China, că China nu s-a întâmplat nici anul acesta, nu, probabil nu se va întâmpla nici anul viitor, din cauza pandemiei și din cauza diverselor scandaluri care există acolo. Jucătorii vor să evite zona de Asia, iar în China erau 9 turnee în luna octombrie. Aceste 9 turnee sunt înghițite de alți organizatori care își permit să facă asta și care își doresc. Iar doi la mână, mai exista și turneul de la Moscova, tot în octombrie, turneul tot de 500 cu mare tradiție, turneul sponsorizat de Kremlin cu mulți bani, dar care nu va mai avea loc. Și atunci, asta e o firmă, Kremlin? Kremlin e o multinațională, nu? Da, e o multinațională enormă, iar turneul de la Moscova era cel mai bogat, practic. Avea premii, cred că, totale de 7-8 milioane de euro. Voi, în perspectivă, puteți să ajungeți, nu știu, are România capacitatea de business? La ce visezi tu, de fapt, cu acest turneu? Este limitată capacitatea, realistă, cel mai sus unde putem ținti în următorii ani, pe termen scurt, este un turneu de 500. Turnee de 1000, deja vorbim despre niște bugete astronomice, adică doar o licență costă zeci de milioane de euro, da, să o achiziționezi, pe lângă costuri operaționale, iar infrastructura nu permite în momentul de față. Dar pe următorii ani, pe termen scurt și mediu, asta văd ca țel, un turneu de 500 care ar însemna pentru România ceva de top și ar însemna și o șansă a jucătorilor românce de a face multe puncte pe acasă, la ele, până la urmă. Exact. De unde am plecat, de fapt. Patrick, mult succes! Felicitări pentru ce ați realizat acolo la Cluj. Și să ne auzim cu bine când ajungeți și la pragul pe care ți l-ai propus. Mulțumesc, să ne auzim cu bine. Mersi mult! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost prima parte a ediției noastre de astăzi, ZF Live. Rămâneți pe ZF.ro pentru o discuție despre listarea unui broker de asigurări pe Bursa de Valori.